Asta cu mine. Bună seara, vă spunem și noi la toată lumea. Hai să vedem, că n-a intrat nimeni deocamdată. Bună seara, bună seara, vă spunem și noi. Sunt alături de elevul meu drag, de Elisei. Salut! Vă salută și el. Hai să se mai strângă câteva persoane ca să putem să dăm și noi drumul la ceva frumos. Să vă cânte Elisei așa cum știe el. E un băiat talentat. Este elevul meu. Dănuț, bună seara, te pup, salut! Salut! Vă salutăm pe toți. Hai să intrăm un pic să ne adunăm ca să putem să dăm drumul și noi la programul ăsta frumos. Maestru Elisei, spune și tu două, trei vorbe. Vă mulțumesc că ați venit la live-ul acesta. Vă doresc audiție plăcută. El este elevul, da. Uite, sunt 30 de persoane, vă pupăm. Bună seara, bună seara. Vă salutăm încă o dată pe toți. Darius, te pupăm. George și toată lumea prezentă. Hai să ne mai adunăm un pic și dăm drumul. Marocanu Ion, te pup. Albert Zenache, te pup. Bună seara. Bună seara la toată lumea, încă o dată spunem. Denis Cosba, mulțumim. Gata, suntem 50 de persoane. Dăm drumul. Elisei, pregătit? Da. Hai, cântă-le ceva frumos la prietenii noștri. Doi naia frumoasă, da? S-a defectat un pic boxa asta, dar nu e problema. Uite că sunt 70 de persoane. Vă pupăm pe toți. Diburix, o mulțumim. Dați și voi câte un share, care ne iubiți și pe noi. Elisei,
11 ani. A cântat și el o doină, un Banat, mai cântă... Ce ne mai cânti Elisei? Le mai cânt o hora lui Fulgeric. Mai cântăm hora maestrului Fulgerică și mai facem și hora exactă. Da. Stai așa, să aranjăm aici. Se aude boxa, da? Dați câte un share și voi la ora asta frumoasă. Pe toți, uite, sunt 120 de persoane, Elisei. Wow! Ia, fă niște improvizații așa, să, pentru toți prieteni. Uitați câteva improvizații de la... De la... Nervos! Bravo, Elisei! La vară de la cântare, da? Cum să nu? Normal, Nixon. Îl luăm de acum, îl scoatem că e talentat. Are 11 ani, fraților. Este și verișorul meu și este foarte talentat. Vă mulțumesc! Uite, ai mulți prieteni care te apreciază. Ne cerem scuze, îmi cer scuze că n-am răspuns tuturor pentru că noi cântam. Hai să mai cântăm ceva, Elisei, să cântăm și hora aia frumoasă.
Alexei. Bate palma. Uite, te felicit aici, Nicușor. Felicitări, profesor, și pentru ei, băiat. Mulțumim, Nicușor, să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea care stați cu noi și te urmăriți. Uite, sunt 100 de persoane. Elvis, mulțumim, Elvis Condrea. Fratele meu, pianul nostru, cu care ne mândrim. Mirabela, te pupăm și vă pupăm pe toată lumea care sunteți cu noi și ne urmăriți. Da. Elisei a cântat mai multe genuri muzicale, după cum bine ați văzut. A cântat și o doină, a cântat și un banat, a cântat și o horă, rară și una mișcată. Hai să mai cântăm ceva. Hai să cântăm ceva, să cântăm hora aia Bucureștilor, da? Da. Aia frumoasă. Da. Pentru toată lumea care a mai rămas cu noi. Ramona, mulțumim. Vă pupăm pe toată lumea. Și vă invităm să mai ascultați încă ceva frumos. Elisei, 11 anișori. O să auziți multe despre băiatul ăsta. E bine, da? Elisei, 11 ani, mai multe genuri abordate. Mai zici tu ceva, Elisei, zile ceva la... Uite, avem 90 de persoane, au fost și 170, 200, au fost, au mai rămas doar 90, pe care îi pupăm și le mulțumim că ne-au ascultat. Da. Spune și tu două, trei cuvinte. Vă mulțumesc că sunteți de alături de mine, cu Ionut și Elisei Turcanu. Și... are un... Deci să nu înțelegeți greșit. El a fost un pic, ai fost în Anglia, da? Da. La școală nu prea vorbește bine română, pentru că da, a crescut acolo. Da. În engleză. Ia spune-le ceva. Salută-i pe... Da, poate avem și englezi. Da.
Pune-mi un mesaj în engleză. I'm very happy to see you here, the ones in that speak English. I'm very happy for you that you listened to my my songs, my my music. Thank you very much. Ne mai cântăm ceva? Cum vrei tu? Cum vrei tu, dacă vrei să le mai crești ceva? Ia să mai citim un pic. Sănătate multă și fericire, bucurie. Mulțumim la fel, domnul Ilie. Dumnezeu să vă dea sănătate la toată lumea. Ramona, mulțumim, vă pupăm. Luis Constantin, te pupăm, bună seara. Vă pupăm încă o dată, vă salutăm și vă pupăm pe toată lumea care ne-ați urmărit și ați fost cu noi. Gheorghe, mulțumim, mulțumim din suflet. Gheorghe Petruș, pentru, uite, felicitări, te felicită lumea aici. Mă bucur, îmi crește inima să aud, să aud mesaje și că ne ascultați și vă place ceea ce cântă și elevul meu Elisei. Este un băiat foarte muncitor, mă mândresc cu el. Rebecca, sora mea, bună, vidraș pionel, te pupăm. Și îmi crește inima, da, cum spuneam, când văd un copil talentat care muncește și mai ales este și vărul meu și o să auziți, vă promit că o să auziți numai de bine de băiatul ăsta pentru că este foarte muncitor. Și să nu uitați să vă abonați la canalul lui de YouTube. Deci să nu uitați, uitați că eu am uitat să vă spun. Vă aștept și să vă abonați și pe YouTube pentru că vor urma multe surprize muzicale și să fiți cu noi. Una sărbească. Călin, am cântat și sărbește, am cântat de toate, am cântat. Hai să mai cânți o dată, uite, și mai fă, te mai roagă oamenii să mai cânți o dată banii. Da? Da. Că... Hai să dăm drumul. Hai, pregătite ale, se aude? Obosim, fraților, e micuț și el, 11 ani. Vă pupăm pe toată lumea care ne-ați ascultat și care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă dea sănătate. Noi rămânem aici, da? Deocamdată da. Mai intrăm, poate să mai intrăm și săptămâna da. Care vine. Da. Transmite-le un mesaj. Vă mulțumesc și
Seară plăcut. Seară plăcut. Doamne ajută la toată lumea.